39 de copii din orfelinate s-au mutat în 5 servicii alternative de protecție puse la dispoziție de fundație în Suceava, în urma eforturilor de închidere a instituțiilor de tip vechi din România. 152 de orfelinate erau încă deschise la nivel național la final de 2020. Anul trecut, Hope and Homes for Children a ajutat la închiderea ultimelor două centre de plasament din Suceava și încheierea procesului de dezinstituționalizare în județ prin construirea două case de tip familial și renovarea a trei apartamente familiale pentru copii. Începând cu decembrie 2020, cei 39 de copii și tineri împart un spațiu cald și intim, unde deprind abilități de organizare și de asumare a responsabilităților specifice unei atmosfere de familie. De asemenea, în 2020, Hope and Homes for Children a demarat lucrările de construcție pentru încă 7 case de tip familial în județele Botoșani, Bistrița Năsăud, Bihor, Sibiu, Iași, Neamț și București, ca parte a susținerii procesului de închidere a instituțiilor de tip vechi la nivel național. În total, în peste 20 de ani de intervenții, fundația a deschis 112 case de tip familial și a contribuit la închiderea 60 de orfelinate din întreaga țară. De asemenea, în peste 20 de ani de activitate, Hope and Homes for Children a susținut 2200 de tineri vulnerabili să înceapă o viață pe cont propriu. Anul trecut, peste 35.000 de donatori, persoane fizice și companii au susținut activitatea fundației. Cei care vor să se alăture trebuie să acceseze platforma donează.hopeandhomes.ro.